Reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Sălaj recomandă consumatorilor să studieze cu atenție etichetele atunci când achiziționează un produs. Având în vedere numeroasele sesizări depuse la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj, de la începutul acestui an, reprezentanții instituției atrag atenția consumatorilor să verifice cu atenție etichetele produselor pe care intenționează să le achiziționeze. Dacă privim orice etichetă, este primul lucru care ne dă o serie de informații. De pe o etichetă, dacă privim, putem să aflăm denumirea acelui producătorului, deci acelui care a pus pe piață produsul. Denumirea produsului, compoziția acelui produs, eventuale riscuri, gramajul acelui produs și așa mai departe. Sunt norme pe care reglementează fiecare grupă de produse, produse alimentare, produse nealimentare, prestări servicii și este foarte important că atunci când mergem la cumpărături, în calitate de consumator, în primul rând să ne informăm și să citim cu atenție acele etichete și numai după ce avem o informare cât de cât, să putem să alegem un produs în funcție de necesitățile și nevoile personale. Pentru că se întâmplă de multe ori să achiziționăm produse care de fapt nu le-am dorit sau nu ne sunt necesare, dar nu ne-am uitat strict pe etichetă, că am văzut după aceea că în compoziție are un component la care suntem alergenți sau pe care pur și simplu nu ne face plăcere să-l consumăm. Dar dacă citeam cu atenție eticheta, poate că optam pentru un alt produs. Reclamații la Protecția Consumatorului ați depus vreodată? Ați fost nemulțumită de ceva servicii? Eu nu depun pentru că urmăresc că orice cumpăr, eu mă uit la data de expirare și așa că nu, ce văd că nu-mi convine, nu cumpăr. Și așa că mai bine nu cumpăr decât să mă duc cu reclamații. Nu, fiindcă, cum să vă spun, un sfat din bătrâni, cască ochii bine, înainte de a... pune banii jos. Deci sunt foarte atent la acest. Și atunci n-am motive să mă plâng așa. Ați depus vreodată reclamații la Protecția Consumatorului? Ați fost nevoite să apelați la serviciile lor? Nu, n-am fost. Nici n-am depus, nici nu mă ocup cu așa ceva. Și sunteți mai atente când cumpărați produsele? Cum da. Faceți? Da, bineînțeles, mă uit pe eticheta lor, la termenul de valabilitate, la un alta, ce trebuie.